bărbat și-a pierdut viața după ce mașina în care se afla a fost lovită de un tren interregio pe raza satului Poiana, orașul Dolhasca. Accidentul a avut loc marți la prânz la o trecere la nivel cu calea ferată. În mașină se afla doar conducătorul auto, care a rămas încarcerat. La fața locului au intervenit pompierii militari cu auto specială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD, cu sprijinul unui echipaj al serviciului de ambulanță județean tip C cu medic. Victima a fost extrasă și transportată spre UPU Suceava. Din nefericire, bărbatul și-a pierdut viața în urma accidentului. Victima avea aproximativ 45 de ani. În tren erau 40 de persoane care au fost monitorizate de către echipajul SMURD. Niciuna nu a suferit mărci traumatice sau atac de panică.